Chiar și cei mai mari dependenți de muncă din lume încep să se gândească la ideea că poate a lucra mai puțin ar putea fi mai eficient. În cadrul unui seminar la Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveția, experții au discutat despre beneficiile unei săptămâni de lucru de 4 zile, subliniind modul în care munca flexibilă poate ajuta la păstrarea talentelor și poate duce la o productivitate mai mare. Adios săptămâna de lucru de 5 zile cu 8 ore pe zi, urmează schimbări radicale. Elita mondială de la summitul Davos începe să vadă beneficiile unei săptămâni de lucru de 4 zile. Emiratele Arabe Unite au fost un test important. După ce guvernul a introdus o săptămână de lucru mai scurtă la începutul acestui an, aproximativ 70% dintre angajați au declarat că au lucrat mai eficient, în timp ce s-a înregistrat o reducere de 55% a absentismului, potrivit Ministerului pentru Dezvoltarea Guvernamentală și Viitor al Țării. Flexibilitatea pe care oamenii și-o doresc cel mai mult la locul de muncă nu constă în opțiuni privind locul de muncă, ci când și cât de mult lucrează, a declarat Adam Grant, psiholog. Emiratele Arabe Unite au implementat această schimbare din diverse motive, printre care creșterea bunăstării personale și consolidarea relațiilor de familie și comunitate, a declarat ministrul Ohad bin Khalfan al Rumi în cadrul seminarului, dar există și un efect secundar economic pozitiv. Atunci când oamenii au weekenduri mai lungi, ei pot de asemenea să cheltuiască mai mult, a spus el, relatează ziarul financiar.ro.